în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, examinând raportul comparamentului de specialitate privind necesitatea alegerii președintelui de ședință, referatul de aprobare a primarului comunei Palava Județ Bacău, avizul Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederilor articolului 123 aliatul 1, articolul 139 aliatul 1, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun. Articolul 1. Se alege în funcția de președinte de ședință domnul. Propune. Domnul Diego Vasile. Mai se propune? Aia vă propun? Deci domnul Pișcă l-a propus pe domnul Diego, da? Da. Da. Am o propunere. Pe domnul Bobo Valentin. Probleme. Am o problemă la Cine este pentru domnul Dediu? Numărul codurile. 12. Domnul Dediu, treia plăie. Și domnul Dediu? Cine? Cine a votat în fărimba? A votat în fărimba? Cine a votat în fărimba? Cine a făcut propunerea el altă? Din data de astăzi. Doamna secretară, dați câte procese de vorba de la ședința anterioară. Se spune că a fost mai online. Votul pe proiectul astfel de lumea ianuarie s-a desfășurat prin corespondență. Astfel, consilierilor locali li s-a amânat o mapă ce a conținut întreaga documentație ce a stat la baza fiecărui proiect de hotărâre în parte. Proiectele de hotărâre supuse dezbatere au fost următoare. Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat în anul 2021 și profit de chestia asta să vorbesc cu domnul, după aia uite, bătrânețea.
Cred că va trebui să facem o modificare la această hotărâre, pentru că am văzut că prefectura solicită ca în hotărârea respectivă să facem referire la faptul că toate activitățile ce vor fi desfășurate de către beneficiarii de ajutor social sau, mă rog, cei care fac mult în folosul comunității, vor respecta prevederile de securitatea muncii. Țineți minte că noi am discutat asta. Și probabil că următoarea lună, pe ordinea de zi, va fi o modificare. Introducem articolul ăsta ca să fie... Să nu avem discuții, da. Bun, al doilea proiect a fost acordarea sumei de 1100 de lei din bugetul local ca premiu de recunoștință veteranului de război Chelanu Ion. Al treilea proiect, aprobarea strategiei de dezvoltare socioeconomică de durabilă a Comunei Toarava, județul Bacău, pe perioada 2020-2030. Al patrulea proiect, aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ pentru anul școlar 2021-2022 pe raza Comunei Toarava, județul Bacău. Și ultimul proiect, anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local, de cote contribuabili de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Parava. Mapele înaintate consilierilor au conținut și procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 16-12-2020. Totodată, mapele au conținut un buletin de vot nominal. Consilierii locali au votat fiecare proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 de pe raza Comunei Parava, județul Bacău, anual accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorită bugetului local de către contribuabile de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Parava, județul Bacău, aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat în anul 2021, inclusiv procesul verbal al ședinței din data de 16-12-2020, cu unanimitate de voturi. În cazul întâlnirii Comisiei de Specialitate Buget-Finanțe, domnul primar a fost invitat să ofere informații cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare socioeconomică durabilă a Comunei Parava, județul Bacău, pe perioada 2020-2030. Urmarea discuțiilor purtate, domnul primar a decis retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect și supunerea lui spre analiză și vot într-o altă ședință viitoare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 1100 de lei din bugetul local ca premiu de recunoștință veteranului de război Chelanu Ion a fost votat cu 12 voturi pentru și o abținere din partea domnului consilier Lepădat Ion, care a depus la acest proiect un document denumit amendament, dar care în fapt conține obiecții cu privire la acordarea acestui premiu de recunoștință. Secretarul general i-a atras atenția domnului Lepădat Ion că amendamentele se depun înaintea discutării proiectelor în ședințele comisiilor de specialitate, astfel încât aceste comisii să aibă posibilitatea de a lua în discuție. Odată, domnul deputat Ioan și-a exprimat obiecția ca pe viitor ședințele de Consiliul Local să se desfășoare în plen, nu prin corespondență. Secretarul general Matei a comunicat că atât timp cât la nivel național va fi decretată starea de alertă, ședințele se vor desfășura prin corespondență pentru a preveni infectarea cu SARS-CoV-2. Buletinele de vot au fost predate pe bază de proces verbal în data de 28.01.2020 Secretarul General pentru centralizare. Odată cu voturile au fost predate și rapoartele de avizare a proiectelor de hotărâre întocmite de comisiile de specialitate. Având în vedere caracterul excepțional al modului de desfășurare a științei ordinare, capitolul diverse urma să fie dezbătut prin mijloace moderne de comunicare în data de 28.01.2021, ora 10. Consilierii locali au decis să amâne discutarea capitolului diverse, de pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Președintele ședință Florin Pișcu, secretarul general Matei, Irma Maria Bălban. Dacă aveți ceva de adăugat, acum sunteți la postul ce am spus. Supunem la vot atunci proiectul, procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Unanimitate de vot. Astăzi avem pe ordinea de zi 7 proiecte din hotărâre. Dau citire ordine de zi. Proiect numărul 1. Modificarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comuna Parava, județul Bacău.
Proiect numărul 2. Aprobarea strategiei de dezvoltare socio-economică durabilă a Comunei Parada, județul Bacău, în perioada 2020-2030. Proiect numărul 3. Asocierea Comunei Parada cu DGASP Bacău. DGASPC Bacău. În vederea finanțării activității de proiecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Proiect numărul 4. Aprobarea ROF a Consiliului Local al Comunei Parava, județul Bacău. Proiect numărul 5. Decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul primăriei Comuna Parava. Proiect numărul 6. Scoaterea din evidența fiscală a sumei de 1160 de lei provenită din amendă contravențională a debitorului de fund din timp Marius Leonard. Proiect numărul 7, diverse. Mai aveți alte proiecte de hotărâri care se pune la ordine de zi, domnule consilier? Nu, mai nu? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Poftiți? Și diverse. Da, diverse. Numărul 7, diverse, da. Supun la vot. Cine este pentru ordinea de zi? Un dat din votul, doamnă secretară, în orice de ziua s-a aprobat, da? Da? Dăm votul doamnei primar, apoi numărul 1. Pentru a fi mai operativ, propunerea mea ar fi să trecem peste referatul de aprobare, să dau citire direct de hotărâre, da? Da, la mamă documentul. Ascultăm. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcție al Comunei Parava, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău. Văzând referatul de aprobare a primarului Comunei Parava, numărul 1513, din 22.03.2021, raportul compartimentului de specialitate numărul 1512, din 22.03.2021, precum și rapoartele Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local Parava, având în vedere prevederile articolul 121 aliniatul 1 și 2 din Constituția României. Prevederile legii numărul 53 din 2001 privind codul muncii, prevederile articolului 5 litera G, articolul 129 alineatul 2 litera A, alineatul 3 litera C, articolul 139 alineatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, prevederile ordonanței de urgență a guvernului numărul 63 din 2011 pentru modificare și completarea legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale precum și stabilirea unor măsuri financiare aprobată cu modificările și completările ulterioare prin legea numărul 13 din 2011 și cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea Consiliului Local Parava numărul 49 din 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Parava, județul Bacău și în temeiul articolul 129 aliniatul 3 litera C, articolul 136 aliniatul 1, articolul 140 aliniatul 1 și 3, articolul 134 aliniatul 1, articolul 197 aliniatul 1, articolul 198 aliniatul 2, articolul 243, alineatul 1, litera A și B. Articolul 390, alineatul 3, litera A. Din OG 57 din 2019, privind codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcție al Comunei Parava, județul Bacău, prevăzută în anexe 1 și 2, ce fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunii Parava, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, instituției prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Este vorba de schimbarea postului de contabil care era inspector asistent, nu? Doamna secretar? Nu, principal? Nu, era inspector clasa 1, grad superior. Nu găsim pe nimeni cu asemenea vechime să vină să lucreze la Parava și atunci obligatoriu trebuie să schimbăm organigrama și am pus vechime mai mic, am pus grad asistent. Deci rămâne cu tot cu clasa 1, dar grad asistent. Asta în urma organizării unui concurs. A fost un concurs, a prezentat o doamnă, dar nu întrunea condițiile de vechime și atunci trebuie să respingem dosarul, n-am avut ales. Și în urma discuțiilor purtate cu ANAF-ul și cu Consiliul Județean, cu doamnele de acolo, ne-am consultat și am zis noi că ar fi mai bine să scădem din pretenții, ca să spun așa, și să luăm un om pe care să-l formăm noi până la urmă, că nimeni nu s-a născut învățat, dar să ne asigurăm că vom avea
o persoană calificată, o persoană care a terminat studii superioare de specialitate și care să vrea să învețe meserie și să ne putem baza în viitor pe ea. Altfel n-am spus. O altă modificare a statului de funcții, de fapt, este prilejuită de faptul că, conform legii, au trebuit să organizăm un concurs de promovare în clasă. Unul din funcționarii noștri a terminat studii superioare și legea spune că în aceste condiții se organizează concurs de promovare în clasă. Doamna a participat la concurs, a luat notă bună la concurs. Ca urmare a acestui fapt, trebuie reîncadrată tot în același compartiment. Îi se vor atribui sarcini în plus, ca și complexitate, așa, și va fi consilier gradul asistent. Deci ea în prezent este referent principal, dar legea spune că trebuie să ia de la capăt cu gradele. Nu va fi consilier principal, ci consilier asistent. Urmând ca pe viitor, pe măsură ce îndeplinește condițiile legale, se poate promova în grad. Un alt motiv pentru care am solicitat modificarea organigramei și a statului de funcții este faptul că ne-am confruntat cu mai multe cereri prin care anumite persoane doresc să devină asistenți personali al persoanelor cu handicap. Noi în vechea organigram aveam prevăzute 15 posturi în acest sens. Acum am pus 20 de posturi. În momentul ăsta 16 sunt ocupate, 4 au rămas în stand-by, în ideea că s-ar putea să mai apară. În mod normal, anul acesta a trebuit să încetez niște contracte, dar am prevederile legii 55/2020, care spune că actele emise își prelungesc valabilitatea pe perioada stării de alertă, inclusiv 90 de zile, după ce se termină starea de alertă. Și în condițiile astea nu pot înceta contractele de muncă. Va trebui să fac un referat. Domnul primar va trebui să dea o dispoziție prin care se prelungește contractul de muncă al acestor doamne până când va înceta starea de alertă plus 90 de zile după ce se încheie starea de alertă. Dar, în același timp, angajări trebuie să facem, pentru că este dreptul lor să fie angajat. Persoanele cu handicap au nevoie de sprijin și e dreptul lor să beneficieze de acest sprijin. Deci, astea sunt modificările, în principiu, în statul de funcții al Oate Parava. Dacă aveți ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Dorește cineva să ia cuvântul? Da. Domnul Fișcu? Altcineva? Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Nu. Deci, primul punct spunea aceea, deci modificau organigrame și statut de funcție de aparatului de specialitate, a primarului, așa. Am înțeles printre ce ați discutat la secretară, cu la postul de contabil, trebuie să revenim cu, dacă trebuie, cu mare plăcere, bineînțeles că avem nevoie de post. Din discuțiile purtate și cu anumiți cetățeni pe care noi îi reprezentăm, există un post pe care noi îl votăm în fiecare an, e vorba de postul de bibliotecar. Lumea spune, domnule, postul ăla nu justifică acolo activitatea. Propunerea de discuții purtate și cu unii dintre consilieri, noi nu vrem să desfințăm postul de... Nu, există totuși, dar putem rămâne ori cu jumătate din urmă, ori forfetat. Pentru că efectiv postul de bibliotecar al Comunii Parava nu justifică nici într-un fel activitate. Nu justifică. Mai departe, avem un proiect prin care spuneți, ca să decontăm niște cheltuieli. Uitați, vom găsi posibilități financiare de unde să luăm
niște bani care se decurtăm pentru persoane care, într-adevăr, își justifică activitatea și fac ceva benefic. O să o supun la, o punem în discuții, să voteze, bineînțeles, dacă sunt de acord ceilalți. Putem propune și cu votarea, cum să spun eu, vot secret. Da, spuneți, da, răscrie, da. Prin care am solicitat cu termen până la 1 iulie, parcă șeful am scris acolo, nu? Parcă așa, dar până la 1 iulie. În fiecare început a lunii raportat situația din... Pe de-o parte să mi se raporteze și am solicitat să mi se facă o evidență a tuturor titlurilor din... pentru că am realizat că nu există aceasta și nu este normal. Orice bibliotecă trebuie să aibă evidența titlurilor de carte pe care le are acolo, da? Această evidență aș vrea să o postăm pe site, astfel încât cine vrea, oricând, să poată accesa această evidență, să știe dacă pot să împrumut creangă de la bibliotecă sau mă duc în altă parte, cam așa vine vorba. Și am solicitat până pe data de 10 a fiecărei luni, să mi se prezinte raport în care să mi se spună câte titluri a făcut. Evidența va fi pe nume autor, pe numele autor, nume prenume autor, titlu carte, domeniul de activitate și editură. Am cerut lucrul acesta. Este o muncă grea, nu grea, nu, e chiar frumoasă, dar e o muncă continuă, din câte îmi dau. O secundă. Vreau să spuneți ca celul. Noi vrem să vă spunem ce este real. Deci, toată schimba și respectul pentru doamna. Am înțeles că iese la pensie. Tot respectul, dar acest post de bibliotecar al Comunii Parava nu justifică activitatea. Spuneți-mi mie câte cărți au dat doamna bibliotecar. N-am nimic cu doamna. De ce nu spun? Lăsați-mă când spuneți că vin cu titlul. Care și este normal să vă fac informare. Atâta tot. Și eu v-am spus care este părerea, nu numai a mea, și a cetățenilor din comun. Informarea pentru că Dumnezeu, am înțeles cum dumneavoastră vedeți. Dar poate ceilalți oameni nu știu, poate alții vor să știe, poate oamenii din sat vor să știe. Nu? Nu v-ați gândit la asta? Ce anume așa? Ceea ce spun eu. Și ce spuneți dumneavoastră? Păi nici măcar n-ați fost la ce spuneam eu. Păi apabiliți cu editor și spuneți... Păi dar e normal să spuneți de activitatea bibliotecii, trebuie să spun lucrurile astea, nu? N-am zis că desfințăm postura la secretară, nu justific activitatea postura. N-am spus că desfințăm, lăsați-mi să termin ce am de spus, vă rog frumos. Că cumva vă grăbiți, vreți să terminăm sau care e problema? Păi lăsați-mă să termin ce am de spus. Bun, deci asta în legătură cu ce intenționez eu cu biblioteca. Într-adevăr, având în vedere faptul că a fost situația asta de pandemie, așa, biblioteca nu a dat în gât de muncă. Nu sunt genul care să spun, vai de mine s-a muncit. Doamna a primit între timp alte atribuții, cu alimentele, poate, cu nu știu ce, cu arhiva, astfel încât să-și justifice și ea salariul. Bănuiesc că chestia asta cu biblioteca e la nivel național, nu e doar la nivel de Comuna Parava. Bun. Nu știu în ce măsură doamna a ieșit la pensie. Asta e decizia dumneaei. Nu intervin eu în chestia asta. Cu privire la faptul că dumneavoastră vreți să puneți cu jumătate de normă sau, mă rog, așa. Pentru acest lucru, asta vroiam să vă spun. Eu n-am nimic împotrivă. Nu e treaba mea până la urmă, da? Treaba mea, în schimb, e să vă spun ce trebuie să faceți ca să puteți pune în discuție un asemenea proiect. Îmi faceți un proiect separat de hotărâre, da? Îl aduceți la mine, îl studiez, îi dau temeiul legal, îl împrăștii către Comisie de Specialitate, către toți consilierii și în următoarea ședință va fi pus la vot cu amendamentele de rigoare. Deci nu poate fi pus... Nu dați mie deloc că poți vrea neapărat să aibă ceva. Deci nu am nimic cu doamna aici. Deci că vă rog să mă gândesc că nu mă interesează pe mine acest aspect. Eu pe mine mă interesează de legalitate. Eu spun din punct de vedere că am eu și am unor cetățeni care spun că postul de bibliotecar la Comuna Parava. Economia, acum nu știu ce să vă spun, economia n-ar fi foarte mare, acum undeva la 1000 de lei pe lună. Permiteți? Da.
Este foarte ușor să desfințați, să știu de la... Dacă desfințăm, doamna, nu înțelegeți că nu desfințăm. Reduceți, domnul Pișcu, dar în cazul ăsta nu o să mai vină doamna, o să iasă la pensie, nu contează cine-i doamna. Dar următoarea persoană care va veni, nu mai conveni să stea cu jumătate din omului, ce... Ba, o să dă la un cadru didactic, dacă vrea, sau cineva, că și așa... Da, da, mi se pare că activitatea pe timpul verii la școală nu se poate face. Și atunci era bine să fii... Doamna, da, eu vreau să da. Fac un raport de activitate. Nu cer nimic, n-am nimic cu persoane, să vedem dacă... A cerut doamna secretar. Așa, așa de tot. Un raport de activitate, știți bine, domnul... Da, da, da. I-am dat unui vice procedură prin care contractualii sunt în subordinea domnului vice. Și-am dat procedura prin care se facă asta și azi dimineață le-am readus aminte colegilor mei că trebuie să-mi depună rapoartele de activitate. Înțelegeți? Da. Deci am făcut o notă internă comună, practic. Unde am spus și de codul etic și de circuitul documentelor în instituție și vreau să nu legătura acesta. Să duci copiii vara. Păi nu se duc și au urmă. Nu mai poate. Nu mai poate. Domnul Dedi, înțelegeți că n-am ce să supun la vot pentru numele Dumnezeu. Supun la vot în momentul în care am propunere, am proiect de hotărâre. Acum este o discuție și atât. Dacă vreți într-adevăr să mergeți pe această linie, v-am spus, faceți proiect de hotărâre, veniți cu el la mine, îi dau temeiul legal. Proiectul de hotărâre trebuie la rândul lui motivat, cu referat de aprobare, prin care îmi solicitați asta. Așa, voi dați spre compartiment de specialitate, dar în momentul în care fac asta, o să vreau un aviz de la Inspectoratul de Cultură al județului, pentru că este normal să le cer și lor părerea, da? Este vorba de un lucru serios, nu ne jucăm aici. Și vedem, așteptăm avizul Inspectoratului de Cultură să spună dacă lor li se pare oportun să scădem... Dar cultura stabilește, doamne, dar da, secretar. Din punct de vedere metodologic, noi ne subordonăm Inspectoratului de Cultură. Da? Noi nu subordonează Inspectoratului de Cultură. Ba, ne subordonăm din punct de vedere metodologic. Da? Deci toți ne subordonăm. Asistența socială se subordonează de geasă pe celul. Haideți, eu nu mă cert acum, acum asta mai bine. Da, vă zic, dar o fiind, mă gândi, nu faci. Pune proiectul de hotărâre. Pune proiectul de hotărâre. Dar și mi-e rândul eu, și cu asta fac. Și e greu. Ce discutăm acolo? Noi vă spun, am venit. Noi suntem reprezentanții cetățenilor și ne-au întrebat, bă, frate, doamna aia ce e bucătăreasă la primărie. Bă, nu știu ce e bucătăreasă la primărie acolo. Dar asta e situația și mai face și... Acum hai să vă spun ceva, ca oricare vorbim în altă casă. Dacă vreți să mai spun și ce se discută. Avem dreptul la pauză de masă. Dacă doamna ne face și noi acolo două jumeri și un cârnat fric și mâncăm și noi, nu facem numai pentru ea, facem și pentru toată lumea. Asta nu se pare că nu înseamnă că vine la primărie și face doar mâncare. Doamna, ați înțeles, n-am nimic cu doamna. N-am nimic absolut cu doamna, nici o problemă. Eu vă spun ce să discute și ce care sunt realități. Da, eu nu știu. Dar eu nu ne-i mai punem un post din muncitor care avem nevoie. Eu nu ne-i faptul că doamna și face mâncare, dar depinde cum privim lucrurile. Știți? Cum e normal? Cum interpretăm? Cum se interpretează? Lucrurile se interpretează? Deci un postul care sunteți dumneavoastră, veniți cu un raport de activitate și ne-l dați nouă în fața consilierilor. Știu că da, tot fiecare a făcut asta. Noi ce spunem? Fiecare trebuie să justifice și am cerut și doamnei, tuturor colegilor raport de activitate. Nu discutăm. Și e așa de greu. Și are cineva personal cu cineva, nu? Domnule Potat, spuneți. Este adevărat că cetățenii noștri, tineretul, nu mai are un interes pentru cititul cărții. Este o realitate asta. Dar nu trebuie să încurajăm lucrul ăsta. Păi nu. Da, doamne, dar cum să-l încurajăm? Spune-mi asta. Păi dacă nu e încurajat, dacă nu e încurajat, să aducem rândul, noi toți să aducem rândul? Da, doamne. De exemplu, dacă se aduce la jumătate din postul de bibliotecar, da, și jumătate cealaltă am putea să înființăm un post de ospătar barma, sau eu știu ce de la primul. Eu sunt de acordat. Doamne, să vă spun de ce, opinia mea nu este corect. Și după aceea, poate că să vă treziți să... Păi, doamnă, dacă doamna vine și ajută la primărie, este în regulă că vine și ajută. Dar nu este legal ca să funcționeze în altceva decât bibliotecar, sau cum se cheamă, referent bibliotecar. Da, pentru că și-a fost să-l spune și altceva de atribuții de
semnate de către șeful ierarhic superior, adică domnul primar. Dacă domnul primar îi spune, măi, femeie, te ocup, eu i-am dat la dispoziție, da? Te ocup de domnul primar îi placă petrecere, că de asta, mai da, o masă, mai eu. Împoțile alimentele la o perică, e vorba de persoane cu handicap, ce petrecere vorbim aici? Da, da. Nu este, nu este regulă și trebuie să revizui de regulile astea. După, îmi pare rău, nu, îmi pare rău, conform cu... Legal, jumătate de exemplu de post de ce aveți vrea asta, arhivață, nu știu cum se cheamă, la... Da. Deci jumătate de bibliotecă, aia jumătate de arhivață, este regulă. Dar nu are funcție, are atribuții de arhivă. Pe lângă faptul că e bibliotecar, are și atribuții de arhivă. E un nivel la primărie, nu la bibliotecă. Deci, în organigramă... Și ce arhiva primăriei a fost făcut, nu a fost plătit? S-a spus, da, una este să faci arhiva și altceva să îți iei arhiva, să nu fii diferit de aia. Deci nu pot face portarele. Dar are nicio legătură faptul că cineva îți face arhiva cu faptul că cineva îți întreține arhiva. Sunt lucruri total diferite. Dar noi n-am cerut, eu n-am cerut nimic, v-am spus. Faceți proiectul de lege și fiecare. Cum voi ne întreabă că vinit ca niște boi aici, ce stați și veniți și urcați mâine să stați la așa cerul la fiecare. Din punctul meu de vedere este o măsură populistă. Economia la buget ar fi undeva de 1000 de lei pe lună. E, nu, spune, lăsați. Vă spun eu că eu, întâmplător, am afișat salariile pe site. Da. Vă rog, verificați salariul doamnei bibliotecar pe site. Și atunci discutăm. Este public, toată lumea are acces la el. Dacă dumneavoastră spune că 1000 de lei este... Da, pentru că în economia aici, faptelor, da, în economia faptelor, 1000 de lei pentru o comună nu este foarte mult. 1000 de lei? Da, 10 milioane vechi. Doamna, cât are doamna Pulăt? Doamna cine? Nu știu, doamna Pulătecar, cât are salariul? 2000 și nu știu cât. Salariul? Brutul nu interesează pe nimeni, nu vă supărați. Și eu am, tot am venit cu trăboară. Pe nimeni nu vă supărat. Domnule consilier. Da, domnule consilier. Da, domnule consilier, gata. Supune la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? 1, 2. Comunitate de voturi, doamnă. Nu, eu am vorbit, dar nu ți-l dea, este un post de viitor. Dacă da, e de viitor, știu, dar să fie de viitor. Domnul președinte. Domnul Fiscu, domnul primar are cuvântul la proiectul meu. De viitor. Dar n-am nicio treabă. Vreau să ne privim la aprobarea strategiei de dezvoltare socio-economică durabilă a Comunii Palava, județul Bacău, pe perioada 2020-2030. Consiliul Local al Comunii Palava, având în vedere referatul de aprobare numărul 5912/10/12/2020 în domeniul de primarul Comunii Palava. Raportul de specialitate numărul 5920/10/12/2020 întocmit de referent specialitate Țibărlei Petruț. Dispoziția legii numărul 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică, strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României, orizontul 2013-2020-2030. Raportul final numărul 5870/08/12/2020 a documentației contractate. Articolul 120, alineatul 2, litera E, completat de prevederile alineatului 4, litera E, alineatul 14, precum și prevederile articolului 130, alineatul 1 și prevederile articolului 196, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, articolul 111, articolul 11, alineatul 4, din legea numărul 554 prin 2004, a contenciasului administrativ republicată, propun. Articolul 1. Se aprobă strategia de dezvoltare socio-economică durabilă a Comunii Palava, județul Bacău, pe perioada 2020-2030, conform anexei care face parte integrată din proiectul de hotărâre. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește primarul Comunii Palava prin aparatul de specialitate. Articolul 3. Hotărârea poate fi atacată în instanță conform procedurilor și termenilor prevăzute de legea numărul 554/2004 a contenciosului administrativ. Articolul 4. Hotărârea se comunică în mod obligatoriu prin intermediul Secretarului General al Comunii, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunii Palava, instituției prefectului județul Bacău și se aduce la cunoștință publică prin apșare. Da, e propriul hotărâri care am discutat, așa cum rezultă și din procesul verbal la ședinței anterioare, l-am retras, l-am corectat. Asta este forma finală. L-ați avut tot pe site, da. Așa? Dacă cine dorește cineva să ia cuvântul la proiectul numărul 2, nu dorește nimeni?
supunem la vot. Cine este pentru proiectul numărul 2? Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Palava cu DGASPC Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial persoanei cu handicap. Consiliul Local al Comunei Palava de Bacău, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Palava de Bacău privind asocierea Comunei Palava cu DGASPC Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Referatul de aprobare al primarului Comunei Palava pentru asocierea Comunei Palava cu DGASPC Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 153 din 28.08.2020 cu privire la asocierea județului Bacău cu unitățile teritoriale administrative din județ în vederea finanțării activităților de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Adresa numărul 32.920 din 18.03.2021 emisă de către DGASPC Bacău, din care se solicită punerea spre aprobarea Consiliului Local contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. În baza următoarelor acte normative, legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale, legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, legea 292 din 2011 privind asistența socială cu modificările și completări ulterioare, legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap modificată și completată. Hotărârea Guvernului numărul 268 din 2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii numărul 448 din 2006. Hotărârea Guvernului numărul 426 din 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale și în temeiul articolului 129 alineatul 1 din codul administrativ propun. Articolul 1. Se aprobă modelul de contract de asociere prevăzut în anexa 1 cu privire la finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Anexa 1 face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se mandatează domnul Deli Costel, primarul Comunei Palava, județul Bacău, în a semna contractul și eventuale acte adiționale. Articolul 3. Cu ducerea îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Palava și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Palava. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesante. Dacă vă dau, vreți să vă dau citire la contract, contract pe cadru? Nu, nu am înțeles. Ce ne explicați, dacă vreți nu. Da, probabil că Consiliul Vechi știe, noi la ora actuală avem o singură persoană localizată la centrul de la Răcăciuni, la care trebuie să contribuim lunar cu anumită valoare. Deocamdată, am avut cazul când am avut și două, posibil să apară, posibil să dispară, nu știu, în funcție de apariția acestor cazuri. De la Rădoaie, persoana. Da, de la Rădoaie, băiatul fără picioare. Da. Discuții mai? Doreți și vreau să spun ceva? Nu. Să punem la vot proiectul numărul 3. Ce? Credeți că ar fi cu programul de discuție cu acest proiect care am fost să solicite o sprijină în multă consilie? Știți că am fost dat o discuție da. În legătură cu direcția SPC un proiect care vorim să facă? Da, da, da. Da, da, da. Credeți că ar fi bine să solicite o sprijină? Da, 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 da. Da, da, da. Săptămâna trecută am avut delegație de la DGASPC. Un domn Bogdan Cătălin, am înțeles că are o funcție acolo, dar nu are ținut funcția spre vișinul meu. Mi-a prezentat un proiect, domnul primar nu era, și era numai eu prezentă. Ne-a prezentat un proiect de ajutorare a familiilor cu mulți copii în vederea prevenirii abandonului și a instituționalizării. Din câte am înțeles, la nivel de comună Parava a mai fost un asemenea proiect implementat și care s-a bucurat de ceva succes. Și acum vor să facă același lucru în colaborare cu o fundație.
să reabiliteze casele persoanelor care au mulți copii și care trăiesc în condiții de sărăcie destul de grele. Pe mine m-a bucurat un asemenea proiect, pentru că dacă mi se întâmpla la Vrancea să am o asemenea inițiativă, eram extraordinar de fericită. Este foarte greu să găsești asemenea surse de finanțare. Am întâmpinat ceva probleme în ceea ce privește regimul juridic al terenurilor. E o mare problemă acolo și nu știu în ce măsură o să pot să rezolv lucrul acesta, dar domnul Bogdan mi-a spus că mai există o variantă și anume, dacă la nivel de comună se găsește o casă bătrânească, mai veche, dar locuibilă, evident, deci care să aibă un regim juridic clar, în sensul că pe terenul respectiv unde e construită casa, există proprietar, știm cine e proprietarul, putem să vorbim cu el și toate lucrurile astea. Și casa ar valora undeva până în 5.000 de euro, fundația poate cumpăra casa respectivă. Iar noi, primăria, putem achita printr-un ajutor de urgență taxele notariale specifice vânzării cumpărării. Din câte am înțeles, la nivel de comună Parava, nu s-ar găsi o asemenea casă, adică e prea puțin 5.000 de euro. Da, dacă tot am adus în discuție, poate domnii consilieri au cunoștință de așa ceva. De asta solicit sprijinul domnilor consilieri. Poate aveți cunoștințe sau în domeniul dumneavoastră de activitate sau interesați diferite persoane care au posibilitatea să vândă. Ei nu mai stau aici și casa stă și se dărâmă și nu are nici Dumnezeu să rămână acolo. Ar prefera fundația asta să o cumpere, să dea la amărâții ăștia, astfel încât să ne asigurăm că copiii nu vor ajunge într-un centru de plasament sau, mă rog, nu vor fi părăsiți sau lucruri de genul acesta. Deci dacă aveți cunoștință de asemenea situații, vă rog frumos, anunțați-mă și eu la rândul meu voi anunța DGSPC-ul. Oricum eu am luat legătura cu DGSPC-ul, aștept să-mi trimită niște formulare, astfel încât să demarăm. Măcar să ne scriem pe ordinea de zi, cum s-ar spune, pentru că banii nu sunt la dispoziție, banii vor fi până în luna mai, din câte am înțeles eu, și se va merge pe principiul primul venit, primul servit, urmând ca să mai existe o tranșă de finanțare undeva din luna iunie. Și am întrebat, bun, și dacă noi nu ne calificăm pentru luna mai, ne-am putea califica, intrăm automat în calcul pentru luna iunie și a spus că mult sigur da. Acum depinde, repet, încă o dată de implicarea dumneavoastră, dacă doriți să vă implicați, dacă puteți să vă implicați și dacă se poate, cum vrea și bun Dumnezeu. Aici pot veni eu cu exemplu. Noi am avut o colaborare cu Fundația ADRA, o colaborare destul de fructuoasă, deci s-au construit câteva case la Parava, deci e vorba de Costel Țăgan și datorită problemelor copiilor cu handicap pe care i-a avut, Fundația ADRA a făcut casa care o vedeți cu toții la intrare în comună. La cazul Constantin sau Costică Stavarache, la fel, a fost proprietar de casă, cumpărat-o, Fundația i-a făcut casa. Am ajuns la Rădoaia să construim pentru... Bălanirina. Nu Bălanirina, nu. Cazul celălalt la Condea, la Jenica. Și la Modrea. Așa, și acolo. La Condrea ne-am încurcat de proprietate terenului. N-avea titlul de proprietate, unul. Pe urmă s-au certat între ei și nu mai voia aia să stea, să-i facă fundația casă pe teritoriul Taicu. Am găsit o casă. Aici voiam să ajung cu exemplu. Am găsit o casă care omul a fost dispus să o doneze. Nici măcar să o vândă. Da? Deci vorba de casa de pe dos la Catrina lui Giulciu, pentru cine știe zona. Am ajuns acolo, am instalat-o în casă pe fată. Daniel, băiatul sau nepotul lui Tușa Catrina, cum o știm noi, bă, nu e nicio fel de problemă, ți-l donezi la primărie, ți-l donezi ei, îl donezi fundație, nu contează cu ei, numai să scăp de casă de acolo. M-au rugat pe mine să-i plătesc taxe și impozite să fie la zi. Am făcut acest lucru, bineînțeles, omul i-a trimis banii. Problema e că
s-a trezit că nici el nu este proprietar de drept. Pentru că titlul de proprietate, casa e trecută în două titluri de proprietate. Și atunci m-a zis, nu mai vin, nu mă mai fac nicio donație, eu n-am timp să vin în Bucurie să pierd treburi pe la Bacou. Pe la oficiu, pe la primărie, de rectificări și radier din titlul de proprietate. Și a rămas problema nerezolvată. Și lucrul ăsta, vă spun că s-a întâmplat, cred că acum vreo 4 ani. Deci în 4 ani n-am putut să facem un pas în față din cauza documentului de proprietate. Am încercat și în acel în alt caz, în cazul la pe un cum îi cheamă, pe uliță la Lucaș. Fiusul trăia în concubinaj cu o fată de la Buzău, când pleca, când venea discuții cu direcția de la Buzău, discuții cu direcția de la Bacău, am încercat să la piață, să căutăm o casă prin Drăgușani. Ne-am dus la Dan Iordache să ne deie casa lui Păstică Cernat. Cu zis, du-te, ia-o, fă ce vrei tu, casa aia, pentru mine nu mă interesează. Ne-am dus acolo, n-am ce să faci, că era acoperișul spart și plafonul căzut. Am avut o discuție cu domnul Popa Dumitru, Buriță, cum știm noi. Pentru casa la Sofri, la Drăgușani. În prima fază mi-a spus, da, ți-i lăs să stea acolo pentru o anumită perioadă, numai să nu devasteze, numai să nu strece. La următoare discuție spune, nu mai pot, pentru că nu sunt mai eu acolo, este și sora soției și nu-i de acord. Deci, asta sunt câteva exemple pe care eu am trecut prin ele și am încercat să rezolv asemenea cazul social. Au cunoștință de vreo cunoștință ca să cadreze numai 5.000 de euro. Legătura cu renunța seriată, cu fetele, renunța. Au o mare problemă și ele. Casa lui Tandu Lucăia. A, mă gândeam că la casa lor. Nu, mai aia. E lucrătate. Dar la Tandu Lucăia, la Tandu Lucăia nu știu, dar la Basilice Cate n-au apte. Ce rău? N-au apte. Dar n-au vândut. Nu, la Duduie, dar la... De ce? Ca să ai zis. Mai e de iau. Bun, și aici... Dar poate că tu l-am... Eu vin doamna Sintiate, e venit la Drăgușani. Păi uite-ți dacă se mai încălzește și poate să vină să le luăm ca nouă discuția, că am avut-o doar telefonică pentru întoarmirea documentului de proprietate pe curs construcție. Domnul Chim, vreți să luați cuvântul? Ziceam că doamna Lucica, vecina noastră cu spațiul ăsta mic, ar vinde și ea. Mă urc pentru primărie, ori pentru asta, dacă ajută... Acum, spuneți dacă vreți să conservezi ceva sau... Da, pentru dumneavoastră să luăm legătura pe... Eu ce spuneți? Da, doamna Deviu, sau cum îi spune? Așa. Vin de aici. Un teatru. Un teatru. Un teatru. Sau cu Ionel Chifan, din casa de... Unde vinde? Aici, peste drum lângă noi, la... A, nu e spațiul ăla în spate, nu-i grază, nu? Da, să vinde, vorbim pentru noi, vorbim pentru altcineva, adică primăria. Dacă interesează noi, va primării. Nu, și domnul. Și, și. Dar cu el, dacă vine la portul la care, treci acolo, treci acolo, să nu se la mine, nu știu de la care. Vrea 10 prăjâni pe o prăjână. Iar e nimeni intra de la, și vrea 10 prăjâni. Doamne. Proiectul de legi privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local al Comunei Parava, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, întrunită ședință ordinară, analizând referatul de aprobare a primarului Comunei Parava, necesitatea numărul de 1564 din 23.03.2021, raportul de specialitate înregistrat sub numărul de 1563 din 23.03.2021, raportul de avizare a Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Parava, având în vedere prevederile articolul 632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, articolul 50 din decretul numărul 195 din 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice, centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității, astfel încât să fie evitat pe cât posibil contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Extras din articolul 50. Ordonanța
militară, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, numărul 2 din 21 martie 2020, care a limitat circulația persoanelor, articolul 15 alineatul 2, articolul 120 alineatul 1, articolul 121 alineatul 1 și 2 din Constituția României, articolul 34 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptate la Strasbourg în 15 octombrie 1985 și ratificată prin legea numărul 199 din 1997, articolul 7 alineatul 2 din Codul Civil al României adoptat prin legea numărul 287 din 2009, republicată cu modificări și completări ulterioare, articolul 2, alineatul 2, articolul 41, alineatul 5, articolul 50, alineatul 4, articolul 58, articolul 59, articolul 61, articolul 62, articolul 70 din legea 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, legea numărul 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul articolului 196 alineatul 1 litera și articolul 129 alineatul 3 litera din codul administrativ, propun articolul 1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Parava, județul Bacău, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicativitatea hotărârea numărul 51 din 19-11-2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Parava, județul Bacău, emisă de către Consiliul Local al Comunii Parava, județul Bacău. Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinirea prevederii prezentei hotărâri răspunde primarul Comunii Parava împreună cu consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunii Parava, județul Bacău. Prin grijă secretarului Comunii Parava, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată instituției, prefectul județul Bacău, Consiliul Local Parava și primarului Comunii Parava. Aici cred că doamna secretară trebuie să vă dea mai multe explicații. Nu știu dacă știți sau nu știți, codul administrativ vom aici forța ceva modificări. Și am fost nevoit de modificare cumva în nu prea mare măsură a regulamentului, din ce știu, nu? Activitatea Consiliului Local a fost mai bine reglementată și niște norme metodologice apărute acum în ianuarie 2021, prin ordinul 25, acolo unde prevede în curând pe firmament o să aduc și modificarea statutului comunei. E o mare provocare, din câte mi-am dat seama, pentru că se cere să avem tema, drapel și im. Deci fiecare comună trebuie să aibă aceste trei elemente de identificare. Avem de toate. Problema cea mai mare este în aprobarea stemei, care necesită foarte, foarte multe avize și ceva bani. Cu steagul, să zice, cu imnul, cu imnul, da, m-am găsit să cu imnul, nu știu, dă o cuviciu mine, nu știu, abandonat. O ceva, acolo care reprezintă comuna, nu știu, n-am idee, n-ați spus mai bine. Deci nu cred că ar fi o problemă cu imnul. Poftim? Cum vorbeam cu domnul Gărăian, vă simt arată eu. Da, deci imnul n-ar fi o problemă, problema este cu steagul, și cu heraldica, cu stema, acolo chiar o mare problemă și nu știu în ce măsură, sunt acum la nivel de discuții cu alți secretari, dacă am putea adopta statutul comunii, fără să avem aceste trei elemente de identificare, deși ele apar pe prima pagină, adică acolo, în centru sunt. Am văzut că prefectura, acum când vine în control, te întreabă dacă ai statutul, te ia din stat. Noi n-avem. Vedem, nu știu. Încă mă mai gândesc cum fac să rezolv problema. În ceea ce privește această modificare a regulamentului Consiliului Local, am purtat discuții cu domnul viceprimar, am explicat în mare în ce constă modificările. Modificările sunt substanțiale. În sensul că au modificat în principal activitatea Consiliului Local în ceea ce privește proiectele de hotărâre
și comisiile de specialitate. Nu cred că avem ce să dezbatem, adică pe sistemul, dacă e ordin cu plăcere, așa ne-am dictat, așa facem. O să rog domniile voastre, săptămâna care vine, să stabilim o zi de comun acord în care să ne întâlnim președinții comisiilor de specialitate împreună cu secretarii, să vă explic noua procedură, să vă dau niște formulare. S-a complicat foarte mult, din punctul meu de vedere, procesul de vot al unei hotărâri. L-au închistat, din ce mi-am dat eu seama. Adică, practic, la un proiect de hotărâre nu mai poți să vii cu amendament așa la ședință, bună ziua, știți, eu azi noapte înainte de ședință, m-am gândit să, ca de mine să facem așa. Nu. Amendamentele se depun cu cel puțin o zi înainte de ședință, astfel încât la mine, la secretar, astfel încât eu să-l transmit tuturor consilierilor, inclusiv comisiilor de specialitate. Altfel nu se ia în discuție, deci proiectul, amendamentul respectiv. Deci la sfârșitul ședinței vă rog frumos să vă gândiți la o zi comună în care să discutăm dacă ați citit proiectul de hotărâre, ați spus acolo că sunt și niște anexe. Ei, o parte din anexele alea vă privesc clar pe dumneavoastră, vă privesc. Așa. Și va trebui să faceți și dumneavoastră niște registre, să țineți cont de ele. Adică va fi într-adevăr momentul în care îți vine un audit, îți vor cere hârtiile alea, le ai sau nu le ai, nu le ai, plătești amenda. Cam așa spune problema. De asta este bine. Cred că va fi greu la început, dar dacă ne intrăm în ritm și asta, cred că o să depășim și această problemă, că toate se depășesc dacă vrem. Dacă nu vrem, nu se depășesc. Și acum, nu știu, întrebați-mă și vă răspund la concret. O discutăm. O discutăm când ne întâlnim noi cu noi. Da, nu are Da, nicio problemă. Deci sunt chestii de procedură. Eu trebuie să faceți niște hârtii, eu la rândul meu trebuie să fac niște hârtii. În momentul în care vă trimit domniilor voastre convocatorul, vă spun, de altfel făceam lucrul ăsta, dar eu făceam ca așa mă gândeam eu că trebuie, nu că îmi cerea legea, înțelegeți? Acum cere legea, da, exact. Așa, eu vă trimiteam și ce discutăm și asta, nu v-am dat, nu mi-am permis niciodată să vă dau termeni. Adică, domnule, veniți până la data de cu avizul de specialitate. Acum se dă termen, se dă, înțelegeți? Așa, și am zis că cădeam la mica înțelegere, că oameni suntem. Da. Dar uite că nu mai vrea legea așa și trebuie să facem. Și o să facem un model de formular de registru pe fiecare comisie, procese verbale. Așa, e complicat, da? Da, nu e complicat, da. Mie mi s-a părut complicat. Știți care e treaba lumea? Pentru că eu la câte hârtii fac, în momentul în care mai vreau să mai fac și o hârtie și nu-i văd utilitatea, așa de greu îmi vine. Vă rog, mamă. Ce-ți spun drept. Dacă așa să vrea sistemul, când să vă dai bun de România. Da, iubita, tot e... Mai dorește cineva să ia cuvântul la... Nu. Supune la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Deci e votat în unanimitate? Da. Toate voturi, doamna. În primar, aveți cuvântul la votul proiectului de hotărâri? Domnul președinte, vă rog, am și eu o rugăciune la mea, da, eu vă părăsesc ce fiind, dacă am o fetiță de luat de la grădiniță și eu... Dar la următoarele proiecte cum vreți să vă dați? Afirmativ. Afirmativ. Deci concernăm votul dumneavoastră ca și vot afirmativ, da? Supune la vot, supune dacă suntem de acord. Două. Deci ambele sunt votul pentru, da? Deci vă spun votul pentru, ok? Sunteți de acord, domnule consilier? Supune la vot. Da, nu, sunteți de acord. Da? Ce să-i faci? Cu părul alb, acum are și el la bătrâneță, trebuie să mă înțelegi. E o mare bucurie pentru mine. Știu. Dar mi se pare că spune bunicule, da? Prin decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Comunei Parava. Consiliul local al Comunei Parava de Țăbacău, într-un de ședință ordinară și având în vedere raportul de specialitate al secretarului general al Comunei Parava, numărul 1516 din 2203
2021, referatul de aprobare a primarului Comunei Parava numărul 1517 din 22.03.2021, avizul Comisiilor de Specialitate, luând în considerare prevederea articolului 129 aliatul 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin Codul Administrativ, prevederile legii numărul 273 din 2006 prin Finanțele Publice Locale și în temeiul prevederilor articolului 129 aliatul 1. Articolul 139 aliatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare propun. Articolul 1. Se aprobă începând cu data de 01.04.2021 decontarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Comunii Parava. Decontările se vor realiza pe bază de documente justificative conform legislației de specialitate. Secretarul Comunii, articolul 3, Secretarul Comunii va comunica autorităților primarului și compartimentului de contabilitate prezentă autorizare și va fi adusă la cunoștință publică. Ne dați aici explicație că eu înțelesesem că doar funcționarii navetiști, nu și noi, cei din interior. Păi s-a auzit de acolo la consilier, nu? Da. Și consilier, sigur că da, dar legea păi da, dar deci eu acum citim proiectul de hotărâri, am înțeles că și eu voi beneficia de acest lucru. Deci trebuia să facem cumva mențiunea celor din afara localității. Și personal contractual. Se aprobă. În cazul în care avem personal contractual care face naveta. Face naveta, da. De unde să știu? Bun, să explicăm, să vedem, să vedem, să interpretează că toată lumea o să luăm. Da, voi pune funcțiune în hotărârea finală, voi pune cei care fac naveta. Domnilor consilieri, doriți cineva să ia cuvântul? Nu. La proiectul ăsta de hotărâre? Ok. Ați văzut, doamna secretară, de ce am pus atunci în discuție, nu că să nu înțelegeți greșit, nu avem nimic cu doamna Ghegea, cu postul din bibliotecar, dar să știți că din discuțiile, repet și din nou, din discuțiile purtate cu cetățenii, chiar spun că acel post cam taie frunze la câini. Uite, ați venit acum cu propunerea dumneavoastră să decontăm. Ia uitați, aia 1200 de lei care într-un an de zile să adună de la postul 12.500 sau 14.000 de lei, se poate conta, uite, pentru dumneavoastră care veniți din depărtare, sau se poate balasta o uliță cu 10 mașini sau 5 mașini de balastru. Nu e o măsură populistă, să știți, eu n-am făcut chestia ca populist. Da, am discutat. După trei proiecte hotărâri... Dar să fiu populist, nu e o măsură populistă. Ia uite discuții legate cu proiectul ăsta de hotărâri de opusie. Suntem împotrivă. Cine sunt beneficiare? Imediat. Doamna secretară și cu... De ce am considerat că este oportun un asemenea proiect de hotărâre? Trăim vremuri ciudate. Absolut toată lumea. Mi se pare foarte frustrat și dureros. Toată lumea urlă că funcționarii publici au salarii mari, că... dar nimeni nu știe de fapt adevărul, că noi de fapt nu avem cum să luăm salarii mari pentru că legea ne interzice, nu putem depăși salariul viceprimarului. Așa. Și practic, și demnitarii, și noi avem salarii deplafonate la nivelul anului 2018. Noi n-am mai primit mări de salarii. În schimb, prețurile au crescut la vreunul. Asta e. Și probabil că nici nu vom primi în viitor. Da, deci în doamnă, nu vreau ridica asta, altfel. Nu comentez. Nici de haine. Nu comentez, domnule Chim. Ideea este că ne-au faultat rău de tot. Asta vă spun. Ne-au faultat. Și ne vor mai faulta în continuare, pentru că atât abat monedă pe acel spor de condiții vătămătoare. Oamenii din afară au senzația că primim multe milioane pe acel zbor. Și tare bucuroasă am fost când am pus pe site salariile noastre ăsta de la primărie să vadă lumea cât reprezintă sporurile. Că de fapt chiar nu avem sporuri. Asta e râsul că poate la alte primării. Asta se poate la alte primării, or fi. Dar la noi nu sunt. Asta e culmea. Bun. M-am lovit de... Recunosc că este greu să fac...
să vorbesc despre acest proiect, pentru că aș fi și eu una din beneficiarii acestui proiect și atunci automat nu pot fi acuzată de părtinire. Și am stat și am gândit să explic în așa fel încât să înțeleagă oamenii de ce am vrut totuși acest proiect, nu doar pentru mine, deși recunosc că și pentru mine pică bine să mi se decoteze cheltuielile de transport, pentru că la mine dus întors înseamnă 70 km pe zi. Adunat, s-adună. Dacă mai vii și din weekend uneori, mai vii uneori, sau mai faci un bacău sau mai asta, se adună niște bani buni. Dar, din discuțiile pe care le-am purtat eu cu cei care... Noi, în momentul ăsta, ne confruntăm cu un mare deficit de personal calificat. Nu avem persoane calificate pe post. Uite, acum dimineața am primit de la minister o adresă prin care mi se cere să comunic de ce nu avem noi personal de specialitate angajat pe asistență socială. Întâmplător, a reușit cu bani. Dar până una alta, așa. Acum 2 luni mi-a venit de la Iași să comunic de ce nu avem noi auditor. Că trebuia să avem angajat și de ăla. Așa. Nu mai spun la contabilitate, unde suntem un ploc și ploc un aer. Acolo. Peste tot și pe asistență socială. Da, nu, da, nu vă puteți imagina cu ce probleme ne-am confruntat în momentul în care a intrat doamna Lili Chifani în concediu. Nu știam că îi dădeam capul din pereți, credeți-mă. Și mi-a intrat toți în panică. Așa. Ei, toată lumea cu care vorbesc spune cât e salariul. Spre exemplu, domnul contabil, am găsit un domn contabil, a venit, s-a prezentat un domn contabil, spune, am auzit că aveți post liber aici la dumneavoastră. Da, domnule, eu sunt contabil, ura, ura, fericiți. Eu i-am zis că e contabil la o primărie, nu știu, o primărie, n-am zis în care. Așa, zice, eu fac naveta și... Rechitoasă, da. Rechitoasă. Așa, ceva în gen, chiar n-am rechitoasă. Zice, omul, domnule, eu fac naveta, zice, dar mi-ar fi mai frumos să fac naveta de la Bacău la Parava decât la Rechitoasă. Așa. Domnule, zic, uitați, trebuie să intru la Consiliu să propun o modificare a organigramei și după aceea vom scoate pe site postul că primim cu transfer și Doamne ajută, o să fie bine. Și mă sună zilele trecute, mă sună și îmi spune, Doamne, dar dacă eu vin la dumneavoastră, care va fi salariul meu din cadran? Logic. Acolo pobune de rac mai mare și la salariul mai prins, doamnă Bucă. Și eu mă duc repede pe grila noastră de salarizare și spun marea sumă de 3.000 de lei și nu știu cât, așa, nu 4.000 de lei și nu știu cât sau ceva de genul ăsta, și omul stă așa, am observat că în telefon urmează o pauză sugestivă, zice, da, da, eu aici am salariu de 5.000 și nu știu cât. Da, da, eu am nevoie de el, nu de mine. Aia e problema cea mai mare. Sper să faci lucrurile astea când n-ai nevoie de el. Dar când stau la poartă 100, dacă tu când nu ai și îți arde măseaua și îți vine curtea de conturi și îți ceri hârtii la hârtii la hârtii și tu habar n-ai ce să-i dai, credeți-mă că nu e așa ușor. Și în momentul ăla am zis, da, zic, stați puțin, m-a blocat, zic, stați puțin, eu nu știam ce grad de comună e Rechitoasa. La 5.000 de lucruri. Da, nu știam. Până la urmă am stat, am gândit-o și stând de vorbă cu el, între domnule, până la urmă ce grad de comună aveți, câți locuitori sunt acolo? Păi 5.000, păi de aia zic. Și zic, hai să încercăm să găsim o modalitate astfel încât sunt mai recuperați, nu ieșiți chiar așa într-o mare pierdere la salariu. Zic, hai să vă decontăm cheltuielile de transport. Când am auzit domnul că e așa, vă dăm indemnizația de hrană și bă, la vor condiții vătămătoare și ajungem cât de cât la o sumă. Spuneți. Domnul Rechitoasa depășește suma de la salariul de Parava cu salariul mic. Pe la veta pe care o face, dacă nu e de contată. Adică, păi da, eu ce spun da, adică e da. De bun la bun Parava. Da, deci e repede de bun la bun. Ca să aduci, am realizat ca să aduci... Ca să poți la trebuie să nu știu. Ar trebui să dai doar la veta. Tu 80 milioane, știu cât e la veta. Până la urmă ce se decontează, doamnă, să carburantul, la la autoturismul propriu, ăla e, despre asta e vorba, nu? Ce fac iar, domnule? Carburantul de la autoturism, despre asta e vorba, dar nu o să fie un... Da, 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 da,
Mai e ultimul proiect. Domnul Consilier întreabă până cât? Mașina consumă mediu cât? 6 litri? Ai normă. Ai normă. Ai normă. Ce ce spun? 7,3. Ai normă. Nu poți să o depășești. Mai vedem ce trasiu. Dacă vedem la Onestul, dacă mai era... Mai departe. Mai departe. Dumneavoastră veniți la podul? Ei, nu, mă duc la New York, așa, mă duc prin Dubai și după aia fac aparat. Bine așa, da? Domnule consilier, să punem la vot proiectul numărul 5, vă rog. Cine este pentru? De acord, pentru doamna secretară specială. Pentru mine. N-ați spus domnul contabil, deci nu ați spus. Special pentru dumneavoastră. Deocamdată și pentru domnul contabil, că nu-l cunosc, să-l vedem. Domnul primar, aveți un vot pentru toți, domnule. Da, 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 domnule. Analizăm temeiile juridice, respectiv prevederile. Articolul 120, alineatul 1 și articolul 121, alineatul 1 și alineatul 2 din Constituția României Republicată. Articolul 3 și articolul 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199 din 1997. Articolul 7, alineatul 2 din Codul Civil al României adoptat prin legea numărul 287 din 2009, Republicat cu modificările și comitările ulterioare. Articolul 23, articolul 27, articolul 266, alineatul 3 din legea numărul 207 din 2015 privind codul de procedură fiscală. Articolul 129, alineatul 2, litera B și alineatul 4 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și comitările ulterioare, respectând prevederile articolului 136 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și comitările ulterioare, și luând act de referatul de aprobare elaborat de primarul Comunei Paraba în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul de 1568 din 2303-2021, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Paraba, înregistrat sub numărul de 1567 din 2303-2021, actul de deces numărul 25/04/10/2020 emis de către primăria Comunei Paraba, văzând rapoartele și avizele comisiilor de specialitate, Comisia pentru Agricultură, Activități Economice, Financiare, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Protecția Mediului, Turism, Servicii și Comerț, Comisia pentru Administrație Publică, Locală, Juridică și Disciplină, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor, Muncă și Protecție Socială, Protecție Copii, Comisia pentru Activități Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate, Familie, Tineret și Sport și în temeia articolului 196 alineatul 1 litera din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 privind codul administrativ, propun articolul 1. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale a debitului provenit din amenzi pentru defuncții Chiu Marius Leonard în valoare de 1160 lei. Articolul 2. Prezenta autorării se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului comunii, în termenul prevăzut de lege, primarul comunii Paraba și prefectului județul Bacău și se duce la cunoștință publică pentru afișare la sediul primăriei, pe cum și prin publicarea pe pagina de internet. La adresa www.primariaparava.ro. La acest proiect de hotărâre nu cred că sunt discuții, trecem direct la vot. Cine este pentru? Nu, un pic, doamna secretar. Da, domnul Henache, vă ascult. Domnilor, eu nu sunt pus de acord cu scăderea sumei pe care o are băiatul ăsta. De ce dat și fără moștenitor și fără nimic. Am semnat acordul de avizare. Sunt de acord pentru scădere. Dar aș face o recomandare. Scoateți salariații, faceți adresă și încasați amenzile. Sunt foarte multe amenzi, foarte mulți bani sunt pe amenzi și nu sunt încasați. Păi ne trezăm că mai moare cineva, păi iar să spunem. Am făcut-o deja, domnule. Domnul, ca o recomandare. Chiar am început o acțiune și chiar am... Încasați amenzile. Să sperii băieții, dar unii dintre ei au zis că... Nu, dar e chiar clar. Omul a decedat, e vorba de amendă și nu mai... Doamne, o decedat, n-ai moștenitor, de acord, ducă-se. Lasă-ți, am dus, domnule. Dar, pentru viitor, încasați amendă, pentru că mai pot evi cazul. Deci, sunt oameni și mai bătrâni care au amendă. Și pot duce și rămâne amendă și iar trebuie să iar trebuie. Și atunci, care este rolul nostru? Mi-a luat, cred, câteva nopți, mi-a luat. Da, am reușit, într-un final, sunt
descălcesc și eu cu asta, cu taxele, impozitele restante și cu amenziile. Am făcut evidențe pe fiecare localitate în parte. Am făcut. În urma deciziei dumneavoastră din ianuarie, prin care ați propus, prin care ați aprobat, scuzați-mă, ca cei care plătesc până pe 31 martie să nu mai plătească penalitățile, am făcut adrese individuale la fiecare contributor care are asemenea debite față de Marte Paraua și le-am comunicat despre această hotărâre și le-am spus să plătească, că dacă nu plătește, nu e de bine. Asta a însemnat vreo, nu cred că exagerez, dar aproape 450, dacă nu 500 de adrese la partea. Se suma doamna secretară de șapte. Păi, în două zile, 800 de milioane. Te-am încasat. Te-am încasat. Domnul Fiscus l-a să referă la cât ar fi. Rădoaia este liderul de grup a celor cu neplată la amenzi. Este Paraua. Da. Păi la capitală. Poftim? La capitală. Da, la capitală, da. Așa. Deci aici sunt cei mai mulți neplătitori de amenzi pe Paraua. Urmează la egalitate de Răgușani și cu Rădoaia, cel mai puțin Teiușu. Există în acest moment o întreagă procedură. Poftim? Sunt mai în vârstă și nu mai fac. Da, da. Există o întreagă procedură în acest moment, dar vă rog să mă credeți că timpul mi-a fost îngrozitor de limitat. Sper din toată inima ca începând de săptămâna viitoare să intru pe această procedură și anume să fac... Am rugat colegii, în primul rând, să-mi spună că i-am scos pe fiecare cu CNP și cu datorie, cu nume și prenume. Să-mi spună și mie cine e în țară și cine nu e în țară. Că dacă nu e în țară, degeaba mă apuc să mă omor, știți, românește. Colegii mi-au confirmat pe tabel cine e în țară, cine nu e în țară. În funcție de cine este în țară, urmează să fac eu adrese la ANAF, la Inspectoratul Teritorial al Muncii, la 30.000 de bănci și la, mă rog, ca să mi se comunice veniturile. Trebuie să stabilesc în primul rând că n-am venituri. După aceea, se emite somație din nou titlul executoriu, așa, și după aceea, bineînțeles că ei nu vor plăti și automat o să fac adresă către instanța judecătorească pentru a converti aceste amenzi în muncă în folosul comunității. Astfel încât să fie cât de cât plătite. În ceea ce privește celelalte debite, acolo este într-adevăr mult mai complicat și de durată. Când o să votăm bugetul, când o să vrea bunul Dumnezeu să vedem și ce bani avem, o să vin în fața domnilor voastre din nou cu un proiect pe care o să vă rog să angajăm un avocat, pentru că, practic, vă rog să mă credeți, mi este imposibil să fac eu tot. De ce? Am pe amenzi, nu doar pe amenzi, pe taxe și impozite, am constatat că sunt foarte mulți defuncți care apar cu datorii. Dar au lăsat bunuri în urmă, bunuri care sunt folosite de moștenitori, dar ei n-au făcut partajul. Și atunci, procedura, noi suntem creditori față de defunct. Procedura în această situație este ca noi să mergem în instanța judecătorească să cerem partajul. Cerem partajul, se stabilesc cotele, părți, pe fiecare și în măsura în care ei acceptă sau nu acceptă moștenirea, dar ei din moment ce se folosesc de ea înseamnă că practic au acceptat-o, vom putea să-i obligăm să plătească. După aceea, sunt cei care au venituri, dar nu plătesc, că nu vor ei. Sau, mă rog, au așa.
La aia am să propun să luăm legătura cu o casă de execută, cu un birou de executări silite și să punem sechestru. Da. Înțelegeți? Așa. La fel, trebuie puțin bani, aia e ideea, ca să putem doar recupera, pentru că și câte dacă face executare silită, cheltuielile de executare silită se resurg asupra debitorului și se recuperează, înțelegeți? Dar îmi trebuie puțin timp. Nu pot să fac totul așa, adică pe lângă aceste multe atribuții, a fost greu, nici contabil n-am avut, nici... Nu poți să fii tot, să faci tot. Mai cum? Asta vreau să spun. Nu mai spun că ne-a avut nici persoana calificată, am făcut eu. Cât pot să fac? Da, o dată pe lună. Sau și eu, la două săptămâni dată. Poate să pleci cineva de la primărie, cum așa am prins actul sau cei de la primărie, spune, bă, dă-și o dată de asta. Dar faptul că am făcut adresele alea, domnule Nache, dar faptul că am făcut adresele alea, nu ar putea să spun și am făcut adresele alea. Lasă adresa, eu vorbesc de bani. Dar nu se poate cu chitanțierul, nu se mai poate cu chitanțierul să mergi în mână să plătești. Nu mai e, să spun. Nu mai e voie. Nu mai e voie să te duci cu chitanțierul în mână să iei bani. Să intri la alte căsări. Ia procedură. Procedura e exact ce au explicat la bata masică. Nu mai e voie să te duci cu chitanțierul în mână să iei bani. Și suntem în procedură de a deschide ghișeu.ro. Da. Avem o ofertă de pe la vreo 3 bani, parcă. Da. Domnul primar, să mai plâng cu mine când vine și că se plătească impozitele și nu vor să le plea bani la impozite. Se vor putea achita asta, vreau să vă spun, domnul primar, pe ghișeu.ro și online. Nu, domnul primar? Nu, lasă o leacă. Deci vin și că au de plătit impozite, dar nu vor să le ia impozite, că dai de la mine, plătește amendă și cum nu plătește impozite. Dar n-ai legat, n-ai legat. Da, dar ești 1 milion la amendă și nu te... N-avem voie nimic, atunci nu vrea să le iei bani. Dumneavoastră, nu vrea să le iei voie. Dar eu numai 7 milioane, îți dau 7 milioane de dolari, plătești aici 10. În orice ar mai spune legea, plătești amendă, cum? N-ai ce să faci. Adică eu aș avea o plăcere, acum să-i dineau și dau bani, ăla în loc să-mi aduc eu bani la bugetul local. Am așa o plăcere, zic, fac alții cu bani. Pune mână de la mână, doamnă, nu mă arătă. Poftim? Pune mână de la mână. Să pune mână de la mână, corect. Sunt sincer, dacă așa prevede legea, credeți că am... Nu se poate, nu poți să treci peste. Nu te lasă calculatorul, primul rând. Voi să le ghici nu te lasă calculatorul. Tot e din program de calculator, nu te lasă ăla. Așa mi-e zis tot la locul. Păi s-a luat, dar și doar că am fost eu la ce ordin de emergență. Nu dacă am dat amendă cu ce să la mine, vedeți. Am greșit, am plătit o emergență de asta la discuții. Am fiat, dar am avut plătit. Păi ce să-i faci? Bine, domnule consiliere, pe cum nu mai sunt discuții, vă rog să treci la vot. Cine este de tot? Nu, dar sunt și răvoitori care nu vor. Și o să vă ajutăm. Păi să ați să la buget, să dăm tot ce trebuie, că nu dar mi-e rând în unii nas. Eu ca bun platnic, cetățean ca bun platnic, vă rog să vă duceți să vedeți dacă există la... Am avut situații când au venit și au făcut mișto de doamna casieră, zicea, dar n-am voie românesc, dar o mărire. Adică, ceva și la mișto, știi? Nu aș da mășelie, dar tot ne dăm... Nu, dar știți, am observat, vor asfaltul pe ulițe, vor tot felul de lucru să le trage apă, gaze, nu știu ce mai vor, dar ei, de fapt, ei nu contribuie cu nimic la bucurie. Mai trebuie cu obligație. Deci nu ai obligație, are primăria față de ei, de ei n-am nici nicio obligație. Domn primar, haideți să impozităm și pe ăștia, chiar dacă n-am autorizație de casă, să le luăm și lor să-i punem la impunere. Dar sunt, dar sunt, dar au rol, au rol. Punem la rol să-i impozităm. Păi sunt. Așa, ce dacă n-au autorizat? Dar putem impozita. Că și-au făcut valabil. Impozita domnul Pișcu, pentru că eu am o comisie cu caracter permanent, dar inventaria și casele care spun coltei de fără autorizație, că în ultimul timp am terminat. O să-și facă, dar până și toți sunt inventariați. Deci eu pot sarge în data de la Curtea de Conturi, de la auditul din 2007. Așa și nu se pot trece în registru, privat și am avut caz de la Rădoaia, și-a plătit domnul impozitul la, până la 31 martie. Între timp, a venit băietul din străinătate și-a mansardat casa.
S-a dus comisia și eu inventariat-o și eu măsurat-o și a avut de plătit diferență. Și vine la mine spune, noi am plătit până la 31 martie. Bun, ai plătit până la 31 martie. Ce suprafață? 200 de metri pătrați. Aleatorul e suprafața. Da. Păi da, dar vezi că în urma măsurătorii comisiei trebuie și 240 de acum, deci doar diferența de 40 de metri pătrați. Deci lucrul ăsta se face de mult. Am șase curieni la impunitatea lumea de casă. Mă refer la faptul că nu cred că o să reușim să le onorați. Am să mă refer la un punct foarte important. La punerea în funcțiune a stației de epurare Parana, de Străvani. Foarte multă lume s-a acordat, din punctul meu de vedere, abuziv, la rețea. Din câte am auzit din așa pe știuri, eu n-am făcut săpături, n-am controlat. Când veți putea face treaba asta? O veți putea face? Chiar am discutat cu domnul primar și trebuie să vedem. Pentru a pune stația de epurare în funcțiune, trebuie un anumit debe ca să fie rentabil. Pentru că are un consum. Să vă spun de ce. De exemplu, eu am acasă ceva improvizat. Nu are un rău. Eu nu are pământ rău. Am o fosă care nu este în regulă. Eu îmi fac mea culpa. Da. Vreau să știu. Îmi procedez la construcția unei fose ecologice, durabile, permanente? Nu. Sau mai așteptăm nu, ceva? Te acordez la rețea de canalizare. Când? Când vrei. Deci asta funcționează? Deocamdată o vitanjăm, pentru că nu avem debitul necesar. Și o vitanjăm. Și mai venim cu o propunere. Tot dar aici trebuie să vedem, trebuie să discutăm. Ar cam trebui toți care avem apă, că așa spune și legea, să ne branșăm la rețeaua de canalizare. Să o dăm la o societate. Facem noi la primărie aici o societate și o ținem noi, doamne. Că dacă vine aia, belește lumea, din belească. Păi, asta o facem acum. Mai angajam un băiat să se ocupe și trebuie. Dacă mă ascultați. Deci am fost chemat la MRSC, nu mai venit oamenii în teritoriu, ne-au chemat acolo cu documente. Ne-au făcut adresă și au zis pe data de două zile ești la Botoșa, prezent cu. Ce povesteam eu în ședințele mandatului trecut sau chiar și mai anterior, că noi ar trebui să avem prețul la apă și apă uzată licențiat, licența de operare și prețul avizat la MRSC. Ei, se pare că nu mai merge și trebuie să ne punem pe treabă. Deja doamna secretar lucrează. Aveam două variante. Una, să preia clavul. Da? Clavul nu ne-o preia. Știți motivele, n-are rost să le enumăr. Să o scoatem la licitație sau să operăm noi. Deci să operăm noi cu un nou serviciu public de alimentare și apă cu canalizare, cu personalitate juridică de data asta. Deci nu va mai fi a primăriei, va fi a Consiliului Local cu personalitate juridică. Pentru asta avem de făcut o serie de documente. Doamna secretar lucrează la partea de juridic, eu cu domnul vice lucrăm la partea de tehnic. Încercăm să-i dăm material didactic doamnei secretar să le transpună din punct de vedere juridic pe RTI și în următoarea ședință o să venim cu o suită de proiecte de hotărâre privind aprobarea acestor documente care ne sunt necesare depunerii la MRSC Botoșani. Bine. București, domnule. Da, domnule. Știți de ce? Că am venit cineva și au preluat o societate de asta și de la prețul de apă care aveau ei de 3 ori mai mult. Știu. De asta. Mai nemulțumit. Acesta a fost motivul pentru care eu am dus-o în spate ani de zile ca să nu trădăm clavului să ne ducă la prețuri de urban.
Dar nu știu prețul de urbană. Nu știu achititatul noi, dar noi putem în Consiliul Local să stabilim niște taxe avocada, să-i oblig... Da, facem fișa... Păi fișa trebuie să-ți faci un calendar. De acolo reiese proiectul, care o să o facem? Da, eu trebuie să aduc în discuții chestia aia. Cu studii. Da, da. A, da. Deci, în momentul acesta... Și să obligăm cei care au apă să raporteze acolo unde este dispozitivul. Să vă explic ceva. În momentul ăsta lucrăm și eu și domnul vice și domnul primar la pe mai multe fronturi. Adică încercăm să facem și serviciul de iluminat public și serviciul de apă. Problema este că pentru ambele, în următoarea ședință, cu sprijinul domnului viceprimar, că trebuie să-mi dea niște date tehnice, voi supune atenției domnilor voastre strategia locală pentru iluminatul public. Va trebui să avem o strategie, pe de-o parte, pe de altă parte. Și pentru iluminatul public, și pentru serviciul de apă, ne trebuie un studiu de oportunitate. Adică, prin studiul ăsta de oportunitate, trebuie să ni se spună dacă trebuie să fie cu gestiune delegată sau cu gestiune directă. Cu foarte mare greutate am reușit să intru în posesia unui asemenea studiu, să văd și eu cu ce să mănâncă, că nu știam cu ce e. Din ce am vorbit cu domnul vice, i-am dat material de studiu de titogramată, i-am dat, așa. Cunoștințele ne cam depășesc. Când ați la strategii și la... Acolo mai că mai merge, dar la studiu... La de oportunitate. Nu, nici într-un caz și va trebui, vrem, nu vrem, să contractăm o firmă de specialitate ca să ne facă lucrurile. Și studiul de oportunitate trebuie pentru ambele servicii. Pentru ambele servicii. Și ambele care servicii. Da, și ambele servicii. Da, fără acel studiu de oportunitate, nu poți să pune spre hotărâre aprobarea serviciului. Deci trebuie pentru ambele, deci, pentru ambele servicii, trebuie așa. Da, da, da. Studiul de oportunitate, caiet de sarcini, ăla-leam. Parametrii tehnico-economici, care iar nu avem, e complicat și aia. Organigramă. Organigramă, regulament, contract cadru. Deci trebuie vreo 6 elemente. Da? Tot ce ține de tehnic, de juridic, nu e o problemă. Ce ține de tehnic e o problemă pentru că trebuie să luăm legătura cu o firmă de specialitate. Eu am încercat să mă interesez pe colo, să văd și eu care, cum și cu cine. Am înțeles că ar fi o firmă care a colaborat cu primăria Cleja. I-am găsit numele, dar pe aici mă intrași pe ce mi-a ieșit. Sincer să fiu, că n-au reținut numele firmei astea. Dar am înțeles că ar fi făcut treabă bună. Ei au făcut deja. Da, ei au făcut deja, da, 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 au făcut deja lucrul ăsta. Deci sunt foarte mulți pași. Inițierea unui serviciu de Miera Maia, ca să fac serviciu de apă, mi-a luat 2 ani de mine. 2 ani. Am zis că nebunesc. Deci desfacem noi acum, nu? Da. Deci, vă spun, mă duceam cu parametrii tehnici, mă duceam totul perfect, mă duceam cu parametrii tehnici și prefectura spunea, mine le spingea. Zic, bă, de unde Dumnezeu știu ăștia parametrii tehnici la mai, că nu știu eu, nu știu ei. Nici ziua de azi n-am aflat. Până când n-am adus cu o firmă de specialitate, care a făcut negru pe alb acolo, care... Noi îi facem, n-am reușit. Deci nu merge să pui așa că, băi, să aproximezi. Nu merge, trebuie să... Trebuie să o contactă, să vedem când ne-a luat firma aia. Știu că firma la mai atunci când am făcut eu, ne-a luat 3.500 de lei. Dar acum, în urmă, 4 ani aproape. Deci nu e mult. Doar pentru acreditare, nu și pentru licențiere. Licențierea e altă măcar de pe așa. E, acolo... Și acolo te vede Dumnezeu. Acolo sunt picoase. Deci acolo te vede cu Dumnezeu. Deci obține licență de operare pentru... Da, trebuie licență de operare. Dar să o luăm și noi cu pași mici și faci cu Dumnezeu. Reușim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dar domnule, odată, eu practic ce consemnez întrebarea dumneavoastră, că nu mi-a fost foarte clar. Dar ce vreți, nu știu. Că nu cu ce vreau, ce vreți dumneavoastră. Cu părerea dumneavoastră. Eu trebuie să țin cont de ce vreți dumneavoastră, nu ce vreau eu.
Eu aș vrea să spun aici așa, domnule Pădatu a spus ca fata lui Corban să primească 1000 de lei impus la salariu. Vreau să spuneți ce sunt neregulă cu posta pe care am acasă. Eu să spun asta? Că am spus-o. Dar ce treabă am eu cu posta asta? Referitor la... Nu, deci dumneavoastră ați întrebat domnul Ficiu dacă este operațională canalizarea. Asta era ideea. Dacă poate raporta posta dânsului sistemul de canalizare. Așa, domnule Pădatu. Dar trebuie un punct, trebuie un punct de studiu. Ca să obiți. Din fost în canalizare. Ne voi începe primăvara. Da. Aproape prin sărbătorii Pascale, curățenie. Comuna noastră este foarte multă răzutăție. Oamenii aruncă toate vizerele posibile din munte. Am început deja, deja. Am făcut curățenie și continuăm. Am văzut că iar au aruncat. Degeaba facem curățenie dacă cetățenii noștri nu se opresc când am mai aruncat. Știu. Au mașini cu numele de Anglia, Bertare, merg, dau geamuri electrice, beau din doză, aruncă pe geam. Nu, dar și basculează, nu numai că... Am și întors, da, chiar personal am și întors. Aveți, aveți camere de la vedere? Uitați-vă. Nu avem punctele alea. Îi vedeți și le puneți să vedeți și acum mai revedeți. Și care e vizorul cu elitiv? Nu, dar nu pot să mă abțin. Deci, adică, de ce v-am întrebat lucrul ăsta? Pentru că, din punctul meu de vedere, noi avem aici o mobilizație. În sensul că, la nivelul comună Parava, nu avem niște amenzi prevăzute. Așa, pentru aruncarea gunoaielor, nu știu ce, nu avem agent constatator, nu avem, înțelegeți, sunt niște chestii. Te duci și spui frumos, Gogule, ia-ți gunoiul, că nu-i al tău. Aha, și dacă nu prea nu are problema ta. Facem o ședință extraordinară pe teren, domnul consilier, și am vrut și numele, dacă sunteți de acord. Propunerea mea este că tot aveți, dacă aveți... Mă gândeam că dacă lumea o să facă pe semnă, dacă o să mai ai bază legală, să... Păi am bază legală, cu stați în altul înțeles. Am trebuit inițiativa, adică vă rog frumos veniți cu inițiativa și o vin cu bază legală. Da? Veniți dumneavoastră, domnilor voastre, cu un proiect de hotărâre. Vă rog, inițiam noi consiliul. Exact, veniți cu un proiect de hotărâre. Să avem și un regulament, bănuiesc, nu? Am și regulament, da? L-avem regulamentul, da? Am, le-am în calculator, le-ați văzut că le-am. Dar dacă nu am, eu nu pot să am inițiativă. Domnule, îi stabiliți cu actul. Îi stabiliți lege. Îi stabiliți lege, nu plătăm un plan. Dar trebuie să hotărâți prin Consiliul Local. Și să stabiliți și agentul procedural. Cine dă amendă? Procedural trebuie și dă amendă. Corect. Aș mai vrea să mai... Domnule, dar spune-mi. Referitor la... 2000 de doare. Atunci când erați în decembrie, ultima ședință, da, când ne-am luat împreună, spuneați că o să încercați să facem reciclare a deșeurilor selectivă și chiar spuneați că acum că am pus rănițe pe camion, nu putem să folosim, începeți să adunați selectiv. Eu, hârtirii toate care le-am acasă, le-am adunat, de la 1 ianuarie încoa. Le păstrez, le dau la... Întrebare de România? Da, da. Pe dumneavoastră să spunească. Eu lucrul ăsta îl fac de mult. Nu de la 1 ianuarie sau de când am spus de ședință. Deci lucrul ăsta îl fac de foarte mult timp. Strângem, încă nu am dat drumul la saci, da, în localitate, dar am strâns pe magazine, mă duc cu mașina, orice mașină am la dispoziție, până am trecut, strâng și atunci la primărie. Avem saci în Beci, avem saci, domnul Vici, a făcut acțiuni săptămâna asta, pe pășunea Rădoaia, da, omplut... Eurocontainerele la Rădoaia sunt pline cu reciclabile, strângem. Eu mă duc la tăie, la vie, meu sac cu vizine și vin cu sacul de petru. Noi până acum n-am dat saci, pentru că am avut mașina ocupată cu mașina ocupată, dar putea să-i adunăm, n-aveam cu ce. Deci o să dăm saci la populație și o să-i adunăm, o să stabilim o dată cu mașina noastră. Data e bătută în cui? În prima joi din lună. Dacă în prima vineri din lună vine... Așa, vine la lucrurile. Camionul la cuștiu, nu camionul. Și am discutat, am fost la risc cu domnul primar. Undeva pe luna august, până la domnii, s-ar putea să le doteze și cu un container mai mare, fiecare cetățean, da? Un container mai mare, pentru reciclare. Ocazia asta a venit că și filmată ședința, o să începem controale, pentru că ce-am constatat în tomberonul fiecărui cetățean,
în loc de gunoi, numai gunoi menajer nu găsești acolo. Deci găsești, vom face control. Păi vom disărta omul pe o prelat tomberonul și vedem ce acolo. Nu se mai poate, pentru că vom plăti. Deci crește cantitatea de gunoi. Noi trebuie să facem așa că să scadă cantitatea de gunoi. După cum știți, noi plătim gunoiul în funcție de cantitate. Dacă vom scade, dacă vom reuși să scădem cantitatea, vom plăti mai puțin. Trebuie să conștientizăm toți cetățenii acestui. Ați fi de acord să zbărăm o presă pentru banul la frântiile astea? Dar noi oricum îi valorificăm, dacă o să le strângem. Nu, oricum îi valorificăm prin adis. Avem mare parte din care... Da, deci noi luăm bani pe deșeurile astea, dacă reușim să... Deci noi intrăm cu deșeurile cu adisul. Deci nu mai crește cantitatea la cum noi menajeri scade, plus că vom lua bani, nu domn primar, vom... Asta vreau să spun. Deșeurile reciclabile sunt considerate mari parteneri deșeuri din ambalaje. Da? Și dacă ați auzit, și probabil ați auzit, sigur, cel puțin, dacă nu în altă parte de la mine, din ședințele de Consiliul Local, în ce privea adisul, sunt acele oie repuri care, cumva, din reciclarea acestor deșeuri din ambalaje, încasează niște bani care îi dă înapoi nou, prin acea economie circulară. O parte se duc la Agenția de Mediu, Fondului de Mediu, și o parte ne vin nou. Spre exemplu, pe anul trecut, de la OE Repuri, ni s-a alocat 1000, nu mai știu exact, dar dacă vezi la ședința ulterioară, date concrete. Bani primiți de la OE Repuri, prin care ne-a scutit pe noi. Adică banii au intrat la noi, noi am plătit factura la adis. Exact. Dar am plătit și cu banii primiți la OIREP-ul. Luna trecută am încasat bine, am avut fel și fel de discuții BAC-ul, operatorul BAC-ul, adis-ul, cu toată lumea. L-am luat pe domnul Vince într-o zi cu mine la Bacău, să meargă cu mine, să facem cunoștință cu conducerea adis-ului. Nu neapărat conducerea Romprestului, cu oamenii de la Romprest. Pentru noi, aș putea spune că e un avantaj, că la Rompres de ceva timp lucrează... Nepotul domnului Genuț. Și l-am chemat într-o zi de reciclare, că el spune să nu dau niciodată 100% aerocontainerele pline. Cum să nu le dau, mă, dacă sunt pline? Sunt... Păi... Că strâng la primărie. Ei, avantajul lor, pentru că e bine, dar ei... Dar pe mine nu mă interesează avantajul lor, pe mine mă interesează avantajul cum îi parava. Și l-am chemat într-o zi de reciclare, faci cumva și trimis mașina prima dată la parava, că mașina acum, dacă nu se încărca din parava Orbeni-Valeseaca, acum mașina de reciclare face parava Orbeni-Valeseaca Sascut. Și azi nu iei de la Sascut, o iei de la parava. Mașina dimineața loc să fie în curtea primăriei, eu cu domnul vice acolo, cu container. În fața primăriei și tot ce am avut noi în beci, în garaj. Ce am mai adus de... Am adunat loc... N-aș putea să spun de feder... Vă pot să spun de feder altă comune. Și am încărcat și am zis, uite Răzvan, cum poți să spui tu mie ca să nu pun eurocontainerul încărcat 100%, cum sunt astăzi eurocontainerele de la Rădoaia? Și când vorbim, e bine să le încarci. Și au rămas și au zis, băi, da, dacă da, e așa, eu nu știam că voi faceți chiar așa. Când le adună, asta să-mi spună domnul, când adună reciclabile astea, fiind o cantitate mică, nu poate să vină mașina să ia mai la Parava ca să știi cât am la Parava. Ia te la urmezi la Valeseaca și tu mă împarci, măi, asta... Ce s-a scut-o? Și am vrut să demonstrăm că noi... Dar nu să demonstrez ce se întâmplă la Parava în comparație cu cealaltă comunie. Nu știu ce se întâmplă acolo. Sincer, eu mă gândeam la reciclarea, adică recuperarea ambalajului de hârtie, de exemplu, și să le vândă chiar primăria. Să le valorificăm direct la... Am impresia că se intră în contradicție cu... Păi nu suntem membri adis. Cu adis. Păi... Domn primar, și-ar mai fi o problemă. Sunt la nivel de județ vis-a-vis de ce spune domnul Ivan. La nivel de județ, Agenția Fondului Mediu. Agenția Protecția Mediului au un număr de colectori autorizați. Deci dacă dai la un colector autorizat, n-ar fi o problemă. Dar cei care vin prin sat și strângă toată ziua, da, cumpărăm perfect... Sunt, eu știu deja două. Deci noi când închidem declarația la sfârșit de an, declarația la Agenția Fondului de Mediu, eu am încercat de fiecare dată să ieșim pe zero taxe și impozite către AFM,
Acolo ne-am băgat cu ferul care l-a strâns Costel de acolo și l-a dus la Soma, sau mă rog, l-a dus el, cu cantități mai mari de fier. Cu cantități de fier de pe la Comtranșorea, cu ulei uzat, cu anvelope, de pe la Servrut. Ne-a legat de faptul că Servrut are punct de lucru la paravan și cam tot ce dă el pe la reciclare, anvelope, acumulatori, ulei uzat, Ne-am ajutat la beneficiem noi de el. Nu știu de ce, eu știu de ce, dar... Sigur că vreau să vă mai întreb, dacă v-ați întâlnit la pregerea la AGA, de la Adis în august, și s-a hotărât ca prețul broiului aranjel să scadă la pentru... Nu, nu se discută de scăderea prețului. Să mergem pe varianta din AGA Adis, probabil că de-a primit în spune noastră, plătești cât arunci. Prețul poate să fie, nu știu, un leu de persoană pe lună, poate să fie 25 de lei de persoană pe lună. Bine, nu-i mai interesează prețul care îl aplicăm noi. Bine, tot la propunerea noastră a primarilor, când mi s-a părut că e mult, că e mult, că e mult, atunci mergem pe varianta, plătești cât arunci. Eu mă gândeam că dacă ei au scăzut prețuri, mă gândeam că și pe fiecare contribuabil o să scadă prețul la guvernare. Și trebuie să scadă prețul la către noi. Ei nu mai condiționează la preț, că era planul de evaluare a prețului până, nu știu de ce. Deci noi, dacă vom genera o casare mai mică decât cu noi, vom avea factura mai mică. Și atunci faci prețul mai mic. Nu, dar sunt familii, domn primar, care n-au nici măcar container. Sunt trecuți 5-6 la urmă. Dar așa este, da? Sunt scânteiuri și corect. N-au putere. Da. Nu, dar sunt, mă, omule, n-au container. Să nu intră mașina la ei. Sunt foarte mulți, pentru că planul lor au dat atunci și câte locuri. 400 de euro cu de lei. Dar mult că am etat pe următoare să nu le prezuri. Vreau să zic că nu dau atâta cu noi acolo, că ne-ați mai neîncăjit și zice nu poate să descadă, unul, doi, nu știu, vă zic, nu știu, domnul primar. Ne referim la o familie, cum ar fi ei, mundial ăsta, cum au spus, suntem 6 în casă, 6, 9, 55 milioane ce au cu noi. Mult pentru ei. Să nu fac atâta. Adică ei nu generează. Domnul Vasilie, vă mulțumesc pentru participare. Declară.